Bă, las-mă că vorbesc. Cât? Mai întâi să vă arătăm și după aia. Mai bă, ați văzut ce am văzut eu? Bă, era Justin ăla. N-ai înțeles nimic, că tu stai în orgoliu tău de prost. Pentru că ești prost. Oh, oh, brrr. Stați puțin, băieți, băieți, stați puțin. Să moară ce am pe house, dar m-a omorât-o pe cineva sau am dat în cineva. Bine, am regăsit la un nou episod de Mariusel. Astăzi începem o nouă era a Mariusel, pentru că suntem pe un nou server. Serverul se numește Arcade. Și dacă vreți să vă jucați alături de noi, aveți un link în descriere de la serverul de Discord și de la server. Serverul este un server cu foarte mult potențial, asta vreau să spun de la bun început. Și nu vă mai zic multe chestii, pentru că o să vedeți pe parcursul acestui episod câte chestii are. Evident că nu o să putem să acoperim tot în primul episod, dar se pare că Bezea se distrează destul de mult cu acest avion. Tot chatul acolo e cu salut YouTube, vă salută toți cei de pe Trovo, nu uitați că mai întâi facem episodul pe Trovo, așa că dați un follow neapărat pe Trovo dacă vreți să fiți la curent cu episoadele în avans. Și înainte să începem, am un lucru foarte important să vă anunț, avem în desfășurare, mă, cine mai merge așa? Avem în desfășurare un giveaway imens în parteneriat cu cei de la Akiris pe pagina de Instagram Andrei Ro. Intrați neapărat și înscrieți-vă pentru că puteți câștiga tot ce se află aici. Ia uitați aici câte produse avem, puteți câștiga tot ce se află aici. Neapărat intrați și citiți aici tot ce trebuie să faceți și înscrieți-vă. S-au înscris deja, cred că peste 1000 de persoane. Dar înscrieți-vă că sunt încă șanse destul de bunicele să păcăliți de aici o periferică, o cască, o ce vreți voi de aici, un mouse de ăsta top. Adică mi-e place că sunt chiar produse super mișto și merită. Ok, guys, să vă înscrieți neapărat. Și haideți să trecem la episod. Ce ziceți? Trecem la episod. De acum aici o să ne facem roleplay și de acum de aici o să ne jucăm și cu abonații de acum încolo. Și o să vreau să facem roleplay-uri cu abonații de acum încolo. O să vedeți la ce mă refer, pentru că mi-a venit niște idei super mișto datorită la acest adăugat. Și îmi place că se ascultă foarte mult de youtuberi. Când vor să se adauge ceva, se adaugă. Adică înainte de acest episod am stat câteva ore bune ca să adăugăm tot ce trebuie pentru seria Mariusel. Și încă o să mai fie adăugate. Ok? Hai să ne dăm drumul la treabă. Cum e trei? Unde e aeroportul? Ha? Aeroportul? Da. Păi ai pe GPS sau nu ai? Ce? Pe GPS, te duce bine sau nu? Dacă mă legitimez? Nu, pe GPS dacă te duce bine, băi. GPS-ul? Da. Ce GPS? De, băi, anunță turnul de control. Fii atent, ne numim Fly U6 LSMF1218. Păi anunță tu, ca data trecută, nu știu, vorbește tu cu turnul de control. Ce se aude acolo? A? Se aude? Bă, voi vă jucați în spate pe telefon? Cred că da. Păi ce faceți, mă, acolo în spate? Bă, 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 băiesc că te duci prea jos. Nu lacul, nu lacul, nu lacul, nu lacul. Deci trebuie să aterizezi pe pista de aterizare, tu mă înțelegi? În lac. Nu, pe pista de aterizare. Bosule, mă simți? Așa, dă-i dă-i ușor. Ai grijă cum aterizezi, ok? Că nu știu ce ne așteaptă jos. Băi, ia tu volanul că o să mă piși. Nu, 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 nu faci chestia de astea, adevărat. Te duci jos, ajungem imediat, nu-i problemă. Bă, 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 nu! Sunt mămică! Mămică, mă auzi? Nu mai vorbește cu mine nici de mult. Bibi! Asta a dormit? Ah, ce? În spate. Da. Băi, ați adormit acolo în spate, ce faceți? Bă, dar e greu că și Miruna și... Eu am adormit. Acum. Adică vrei ce să faci grasă? Ce vrei, mă, din gură, că curge în față? Ce curge în față? Vreau acum să ne omorăm? Nu, 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 vreau să scoți, scoate roțile, scoate roțile, ține minte, apasă pe butonul de roțile. Da, mă, mă, las, mă, scoate acum, e nebun, scoate cu jumătate de oră înainte. Scoate, mă! Băi! Bă, tu știi să aterizezi? Asta vreau să văd, asta vreau să văd. E bine, e bine. Da, mă, știu să aterizez, hai că și... Bă, nu mă lua cu de-astea, că nu-i Caterinca, sincer. Bă, bun, faceți liniște, vă rog, da? Să mă concentrez. Se poate liniște? Nu. A, mune. Liniște nu, dar mai sus, mai sus, un pic mai sus, că suntem cam prea jos. Mai sus! Bă, te-am zis liniște. Gata, liniște, să mă arbăți. Ce-ai făcut, mă? Vezi că... Parcă zice că nu știi să aterizezi, vezi că a fost aproape... A fost aproape bună. Păi nu știe. Ce ați făcut, mă, am ajuns?
Cred. Am adormit. Ai adormit? Tot drumul? Da. Pan. Nu tot drumul. Jumătate drum. Nu, nu. Trei sferturi. Găsi niște haine pe aici prin chestia asta și pavion și m-am schimbat. Da? Ăla de acolo din capăt. Ia uite ce se aud acolo de desene animate în spate, băi! Bă, uitați pe Netflix acolo în avion, gata, calmați-vă! Că sunt frumoase. Ia, uite! Uite mă, ăsta e cu noi! Stai ușor, stai ușor, nu-l călca, bă, ușor! Frrrr! Stai ușor! Ăsta e cu noi, bă, stai mă că îl tragi în motor! Ușor! Cum e tre, nu e bine. Ăsta e cu noi, nu? Nu știu mă cine e ăsta. E tipul ăla, mă. Ăla care ne-a zis. Care ne-a zis că ne-a pregătit avionul și toate alea. El a zis că vine cu elicopterul, dar nu știu unde e elicopterul lui, dar în fine. Eu sunt nou Petrov, că nu știam să-l fac. Nu e problema. O, da. Hai să vedem, bă, care e treaba legat de Justin, ci care vin oraș aici, care e și mecheria, mă, care e treaba, frate? Mamă, să zici că e fuego. Ah, saluti. Să trăiesc unde elicopterul. Cum? Ce elicopter, domnule? Păi tu ai ai venit cu mașina papa? Te-ai venit cu? Am adus un Merțan acolo, de la ultimul model. Cu ce vin de aici? Haideți după mine. Cine ești tu? Domnul care a vorbit cu domnul Marcel în celălalt oraș. Ai casă? Păi cum e tre? Vă ascult. Tu ești tipul ăla care ne-a trimis aici? Da. Ok, acum care-i treaba? Acum vă ofer o mașină. Nu oferi și o mașină. Adevărat, dar știi că noi nu prea avem unde să stăm. Am ajuns aici, dar noi nu avem casă, nu avem nimic aici. Momentan n-am cu ce să vă ajut. O să discut cu domnul Justin, dar n-am cu ce să vă ajut momentan. Decât să vă dau niște bani de o chirie sau de un hotel. N-ai tu niște oameni care au și o casă, ceva pe aici? Vă rog, că nu vreau să dorm iar pe stradă. Bă, mă mică, dar tu ai dormit acolo, ți-ai prins asta? Uite ce preză. Ce? Ce freză ți-ai tras aici? Îți place cocul meu? Aveți o servietă de bani în portbagaj la mașină. La care mașină? În acel Mercedes de acolo. Oai, acel Mercedes, un mic Mercedes. Dar unde că... E un model așa mai nouț. Un model mai nouț, auzi la el? Da, să niște. Aveți tot ce vă trebuie în el. Băuturi, mâncare, dacă un model mai nouț, e mare Maybach, un model mai nouț. Asta e ce avem acum, dacă doriți mai nou o să discut. No, hai că ai zis-o. Îmi pare rău, dar dacă nu doriți să mergeți cu asta, nu aveți decât să mergeți cu taxiul. Să fă taxiul. Eu zic să o acceptați pentru că nu cred că aveți o ofertă mai bună la momentul de față. Deci, unde e Bibi? Cât costă mașina? Tata lui nu e, tata lui să vină mai încolo. Bibi? Da! Ce faci? Ești bine? Da! Bă, dar mi se pare că parcă ți se vede și mai pronunțat acum burtica. Ce? Parcă ți se vede și mai pronunțat burtica, da. E drăguță, nu? Sunt drăguță? Am zis dacă e drăguță. A, da, ea e drăguță. N-am ce zice, e drăguță. Domnul Marcel? Da? Bărbatul și femeia de acolo sunt împreună cu dumneavoastră, au luat servieta cu bani de acolo. Păi stai mă, cum adică... Nu cunoaștem. Cum adică ne cunoaște, băi, ăștia fug cu banii, băi! Cei 50.000 de euro. Bă, ce faci, mă? El e de vină, nu eu. Băi, lăsați banii acolo. Tu ai mâna, tu ai mâna, prima. Bă, lăsați banii acolo, cu banii ăia ne luăm o casă, ok, decentă, ca să putem să un închiriem ceva. Mă, n-ai și tu o persoană? Dacă mai aveți nevoie, mai cer. Da, nu, domnule, lasă-mă cu de-astea. Vreau să ai o persoană care are o casă, ceva. Nu cunoști tu oameni pe aici care au case din chiria sau ceva? Îmi pare rău, dar nu am voie să am
Da, continuă. Aoleu. Nu am voie să mă cunosc cu niște persoane așa importante. Ce? Să... No, eu sunt importantă? Nu prea vă ce ai zis. Boss, dacă miros sub brațul, eu nu cred că mai sunt. Iar de că sub brațul. Nu cred că vrei. Bravo. Pe de aleșin. O să aveți acolo pe OLX Fulbii 24, găsiți dumneavoastră acolo o cazare. Puteți să mergeți chiar la hotelul orașului. Și cât costă? Măi, păi, las... o noapte, cred că e vreo 2000 de euro așa noapte. Ce auzi, bă, zici că mă cazează la... Bă, unde mă cazezi, mă, mâncați așa intercontinental? Unde? Este hotelul orașului, cel mai luxos. Cel mai celul hotel, bă, mâncați așa. Bă, îți șer. Mă, deci vrei să mă pun pe mine să caut pe internet. N-ai tu un om care vinde o casă sau ceva? Dă-i niște telefoane, du-te în partea aia și du-te și că poate găsești o locație. Du-te și dă-i niște telefoane, hai. Ha, ok, ha. Mă, uite la el, la bă, ăsta mă trimite la hotel la 2000 de euro pe, pe noapte. Dar tu vezi ce precăvitare? Are sacou cu blugi cu Jordan. Asta mă, că așa e stilul pe aici, nu știu că ești. Și mecheria. Nu. No. Păi tu n-auzi, mă, să pleci. Ok. Bibi. Dacă te mai prind pe aici, bă, Bibi. Dacă te mai prind pe aici, te căpăcesc. Hai, Bibi. Mișcă. Te alo! Te mai prind pe aici, hai, mișcă. Păi, stă-te... Bă, mișcă, mă, de aici! Alo! Bă, mișcă! Hai, domnule, că n-avem nevoie, mulțumim! Bă, mișcă-mă o dată de aici, ieși! Alo! Bă, ieși, mă! E gravidă, știi, așa, câteodată reții puțin, expir puțin... Care, că de când s-a dat din... Avion, să fim pe aici, nu scoate. Mie că naște. Nu scoate. Băi, băi, hai că naște după... Bună dimineața! Ce? Aici, da. Da. Dormi pe tine? Da. Bună jumătate. Dimineața, ne trezim și noi? Da, gata. Ești pierdut așa, te plimbi de jumătate oră pe aici. Mamă, chat. Nu te știu cu noi? Stai că mi-a dat cu virgulă. Sau separat aici. Mamă. Îmi pare rău, dar n-am găsit nimic. A. N-ai găsit trebuie nimic. Să vă căutați. Băi, mai e la mișto. Mai avem o locație dacă... Fuego. Ok, stați așa că mai verific un pic. S-ar putea să am un prieten. Bă, ăsta mă e la mișto, mă. Vrea să mă trimită să stau la 2000 de euro noapte, ești nebun? Asta știi că sunt ca medici aia, știi tu, cu Alifia și cu Ciocanu. Nu știu, mă, ce... Nu știu, mă, ce zic ăștia. Mă, tu ești ok? Pare un pic așa... Da. Nu, V-am găsit da, ceva. Ne-ai găsit ceva? Nu sunt condiții chiar foarte bune. E... O canapea puțin mai ruptă, dar e ok, cred. Bă, asta mai la mișto, mai ia și la mișto acum. Băi... N-am găsit altceva pe moment, asta este... O canapea ruptă ai găsit? Măcar ai sunat, frate. Măcar aveți căldură. Dacă avem căldură? Știu... Avem acoperiș? Da. Auzi, poți să mai suni o dată să dai și pe speaker sau auzi cine? Nu, că te-ai dus încolo la 5 secunde a durat. Mergem acolo și discutăm. Eu dau mesaje, domnule, la mine nu durează. No, da, de ce om e important. Păi și canapeaua aia e ruptă? Nu, eu domnule. Eu dorm și în garaj, nu-i problemă. Bine, mă duc să conduc mai bacul, nu știu de voi. Dă-mi unde locația, hai. Eu conduc. Conduc, mă, doamne. O să vă pun pe GPS, e în regulă? E foarte în regulă, dă-i, hai, bagă-ți. Okay. Mamă, ce e aici? Mă, ce? Bă, ce faceți acolo în spate? Închid pe bagaj. Acolo. Însărcinată a brațe. În față, aici? Nu, în față, în față. Mamă, ești nebun ce avem aici. Bine, tată. Bine, tată. Păi stai, bă, tu! Nu strâmba! Miruna. Mirona. Tu vii cu noi aici, la locație, da? Nu mai vezi că tu m-ai adus, vezi că tu m-ai adus aici cu un scop. Unde-i taică-miu? O să vină și el în câteva zile. Nu știu ce dacă... Să fac? Este în oraș momentan, dar nu vă poate vedea. Are niște probleme. Mă, e la mișto. Hai, frate, să plecăm. Îmi pare rău. Și nouă. Are niște afaceri la momentul de față. Mă luat la mișto. Bă, Vere, dăm numărul lui de telefon. Nu se poate. Cum e că nu se poate?
Murim de râs. M-auzi? Cum e trei? Dă-mi numărul lui de telefon. Băi! Bă, bă, e la mișto! Băi! Fugi! A... Mamă, dar ce reacție am avut și eu? Bine rău de tot. Ăsta a fost Intel Pentium. Ce reacție am avut și eu? Dă-i turbo pe el! Ăsta l-a trimis aici și acum m-a lăsat aici. Îl și prinde-i, să știi. Da, mă, că rupe mai bahul ăsta, m-a auzit. Ia auzi. E pe aici? Mamă, dar... Păi că nu e o fraudă. E tot ce trebuie. Auzi, mamă, ce suspensie are, zici că-s... Vere, ce suspensie are, nu simt nimic aici, nebun. Oh, e, ce-mi place, mai bahu. Dai, pe aici, ușor. Bă, mașina e bună, dar șoferul e prost. Ia stai, mă, unde ne-a pus ăsta, mă, GPS? Bă, nu... Hai, că se și vede. Ce ca aici? Mama, a dat în cucuieții din deal. Stai, bă, cu minte, că... Pai de capul meu unde m-a trimis ăsta. Băi, băi, știu eu o cabană bună unde putem să dormim. O cabană bună? Aoleu. Da. Mi-e cam foame. Dar e munț la canibali. Da. Ce cabană, mă, știi tu în orașul ăsta? Wow, 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 stai puțin că am intrat. Wow, ușor. Păi știi că când veneam în coace m-am uitat pe o revistă și scrie acolo ceva canibal. Și scrie și că au șorma? Păi de unde să știu eu de-astea, că nu de mult. Ușor. Ce nu te fac? Bă... Dai mă să vedem mai întâi unde ne-a trimis ăsta. Bă, cum e trilul? Vedem unde ne-a trimis ăsta. Bă. Bă, nu mai vorbiți de mult. Mergem să mâncăm după ce ne găsim un loc unde să stăm pe noapte, zic că mai indicat ar fi. Pa, unde mai văzut că e de lux? Știi ce zic eu? Să ne angajăm la Mac și să dormim acolo lângă mâncare. Și mâncăm și mâncare pe lângă asta. Da, logic. Și după fugim. Gratis. Deci mănânci și și degeaba. Are stocks, are logică, ce pot să zic. Știu, nu? Doamne. Bă, cea, deci vreau să vă spun la serverul ăsta că îmi place foarte mult design-ul. Bă, deci chiar îmi place design-ul la serverul ăsta cum e făcut. La partea de toate astea de fonduri, de nebunii, tot cum intrați pe server. O să vedeți de când intrați pe server cum e serverul, că e totul diferit față de cum sunt pe alte servere. Asta m-a rămas șocat. Cum? Ne mutăm aici, gata? Păi vedem și noi care treaba, am venit cu un scop aici. Ce scop? Că am uitat. Nu mai ți-l aminte, nu ți-l aduc aminte, e ok. Am venit cu scopul să scăpăm de datorii și să ne întâlnim cu oameni vechi. De exemplu? Nu știu. Oameni vechi. E unul care începe cu gestină cu Justin. Justin am auzit, Justin așa, nu știu. Justin. Da, hai să plecăm înapoi, că am eu bani să plătesc datorile. Hai că ai bani. Hai că ai tu bani. Ai auzit datorii. A, spargem o bancă. Noi suntem frate. Dar eu am niște bani în... nu am, n-am. Bă, ne urmește cineva. Ha? Ne urmește asta cu BMW-ul. Mă dau de el? Eu nu cred că deja sunt cunoscută. Bă. Ești în campan, dar nici chiar așa. Ăsta a tras să... Oh, aici sunt în Grove Street. Aici sunt șmecherii. Cred că fix aici avem treabă noi. Ce grup beze? Aolo. Stai puțin să parcăm aici mașina. Ca băieți. Ce poate vrea să spun. Bă, dar ne-a lăsat mașina asta, băi! Voi realizați că avem mașina asta? Tu știi cât costă mașina asta? Aia, e la fel ca aia, ce crezi? Deci, să vă explic cum stă situaționes. Am vorbit cu un domn. Ce mașina aia? Fuego. Așa? Și ne-a zis ceva, casă cu o canapea ruptă. Se poate sta aici? Aici e, am venit bine sau? Da, aceasta este casa. Putea să dormi și în casă. Ah, perfect, perfect. Cât e, cât costă? Că ai zis că are canapea ruptă. Bă, lasă-mă că vorbesc. Cât? Mai întâi să vă arătăm și după aia stabilim prețul, ce zici? Nu, că nu contează, noi nu ne uităm. Bă! Ce? Eu zic să stabilim după aia prețul. Stai puțin. Mai v-ați văzut ce am văzut eu? După... Mai voi ați văzut BMW-ul ăla? Ce am văzut și eu? Am văzut și eu BMW-ul ăla, nu-i așa? E BMW-ul ăla? Nu, no, e Lamborghini. Lamborghini, Huracan, ochii pe noi. Bă! Care este mă cu BMW-ul ăsta? Nu știu, dar era unul alb care semăna cu... Nu mai zic. Hai, înapoi. Bă, era Justin ăla. Era Justin? Era mașina lui. Bă, semăna, dar parcă nu semăna în același timp. Parcă avea ceva albastru pe el. Nu știu. Era BMW-ul ăla, mă, avea inscripțiile alea, dar n-am putut să văd bine.
Bă. Nu știu, bă, care e treaba. Unde mă vezi? Mămică. Au intrat în casă. Stai, mă, ăștia au intrat fără noi. Bă, gara. Doar el a intrat. PlayStation. Yo, uite ce. Vezi că e bine. Vezi că avem plit. Plită electrică, da. Plită electrică. PlayStation. PlayStation. Aici, cum intrăm. Este o baie ca... Vana. Vana, asta știu și eu. Asta e vana. Ai auzit, mă, vezi că e vana asta. Urma să precizez, dar mi-ați luat cuvintele din gură. Oooo, dar aici oglindă pentru tot gang-ul, ești nebun aici, ce naiba, mă văd, fac bai. M-a făcut mai negră. Bun, deci aveam ceva în paia, da, să-mi fac și baie seara. Bun. Deci plita electrică, PlayStation, asta de călcat, nu știu cine calcă. Cred că Mariusel. Cred că Mariusel. Așa m-au zis. Că m-au zis că Bibi îi place mult de tot. Eu am auzit că Maricel, avem aici camera mea. A mea. Camera mea. A camera mea. Noastră. Hai că vedem, hai că vedem ce e pe aici. Ce cu casa? Eu te bag cum intrăm pe dreapta mai jos. Ezea, ți-am găsit camera. Asta e camera ta, Bezea. Camera lui Bezea. Vezi că îmi place, vezi că îmi place. Vezi că asta e a ta, Bezea. Asta e a ta, Bezea. Asta e ce trebuie, a făcut pentru mine, nu? Așa era făcută. Mamă, am ce mare e baia. Am văzut. Mirona, uite camera mea, trebuie să te prezint din camera. E mai mare baia decât camera lui Bezea. Asta e camera ta, Bezea. Camera, dacă vreți să vă prezint mai frumos. Da, da. Stai să vedem și cealaltă cameră, să văd și eu, că vreau și eu să văd. Mare pata. A cui e asta, a mea? Aici e pentru business-uri. Aici dorme Mariusel sub birou. Aici dorme Mariusel? Da, sub birou aici. Stai puțin, băieți, unde sunt? Aici tortul Mariusel, da? Unde? Camera e din fața mea. Aia mea. Și asta, mă? Nu dormim toți. Curând. Aici doarme Bezea. Totul rămâne mobilat, nu luăm nimic, rămâne mobilat. Mariusel? Stai că acum e problema mare. Să trăiți, Mariusel mă numesc. Eu... Mi s-a spus că e o canapea rupt, deci nu știu. Mă rog, nu contează ce mi s-a spus. Cât costă? Bezea doarme pe canapea. Ați auzit greșit noi, nu... Cât costă? Nu se închiriază? Vă las. Tocmai urma să spun, am zis că nu vindem canapele rupte, asta precizat. Aaa, am înțeles, ok. Păi, vă las la o sumă modică de 100 de mii. Nu mai plătesc. Cât? 100 de mii? Da, este o sumă modică. Bă, Miruna, Bibi, avem treabă până jos, plătești și domnule. Mă, suna mama, o ce-am. Și pe mine, mă, tata, mă, dar nu știu. Mama, să plec acasă. Wow. Ești major ca să... Da. Sunt major, nu, are 15. De ce nu fac... Nu puteți să dormi, nu puteți să dormi doar în garaj și restul să... Deci, 100 de mii de euro? Nu. De lei. Oi, scuze. Poliția, gata. Mai că am niște impulsuri, mă, când mă enervez, îmi vine să dau așa un pic, dar n-am. Nu ești primul. Măriți prețul, 110. Nu. Deci 100 de lei? 100 de mii de lei. Adică un milion. Da, mă, e 100 de mii de lei, e ok. Da. 100 de mii de lei. Da, vei dau, da, nu acum, facem contractul și vi-l dau la final de lună. Păi 10 milioane de lei. Da. Am peste 18 ani, semnează maică mea. Să ne ziua. Iar eu cu actele. M-au zis că maica mea are plăceri mari la bănci, așa. De cât ți-ar pare ăsta? Și domnule, câți bani am în bănci? Este frumos. Aolo. Bănci, aveți mai multe bănci? Da. Una e banca mea. Și nu mai împrumutăm de la bănci. În niciun caz. Noi nu ne dorim așa ceva. Haideți jos să facem actele și... Da. Hai, gata, Doamne ajută, hai. Cartierul este unul foarte liniștit. Cred că. Dacă ești la 2 dimineața, cu cuțitul. Ce ai făcut, boss? Este liniștit, dar acum dacă stați aici și de vină. Așa, băi, este vina mea. Aici tortur. Așa. A, dar avem și garaj? Aveți, cum să nu aveți? Mașina e inclusă? Nu. Motorul ăsta? Motorul, dacă vreți, vă rămâne, dacă nu, o să-l iau eu. Bezea, bagă-te la creație. Lasă că îl fac eu, să merg. Îl faci tu pe ăsta să meargă? Da. Atunci vreau mai ales, oricum nu prea. Prost de bicicletă aveți? Duceam la fiere vechi. Că-l duc eu. Am înțeles. Bun, deci 100 de mii de coco.
Să te duci și tu la domnul de acolo, în alb, să iei bani. Până scot eu actele. Nu vreau așa, vă să zică. Am plătit ce dai așa. Deci trebuie să vă plătesc? Da, da. Cât trebuie să vă plătesc? Nu, mă duc în cameră cu Bibi. Păi, nu știu. Ce? Pătați... Păi stai, mă, domne, că... 100 de mii. Domne, domne, păi stai puțin, am vorbit ceva. Mai întâi stăm ca oameni și după aceea vă plătim pe lunar, nu, dacă e cazul să stăm lunar. Nu așa, domne, așa se face cazare. Nu dau bani înainte. Ce sunt aici la... Să dau bani înainte? Nu mai zic la fete de ochiate, unde sunt? A, păi mă scuzați pe mine, eu am înțeles că vreți să o cumpărați, nu o chirie. A, s-a dedus greșit. S-o cumpăr la 100 de mii? Că tu... Hai că vreau doar să închiriez, doar să închiriez, doar să închiriez eu. Înainte să ieși tu banii, mută și tu mașina din garaj. Ca să le... Vă rog frumos, scuzați, scuzați-mă un pic. Prea frumos. Poate vrei să spui prea frumos să sunt eu. Ce comentezi? Așa stau, da. Oh, bă, trebuie să mergem să ne uităm după mașină. Acum neapărat. Dați un buletin să confirmăm că aveți 18 ani. Gata, gata, nu problem. Nu problem. Uitat. Deci Mariusel Scott. Stați așa un pic. Mariusel cum? S C O T T. O T T T. Am înțeles. Să îmi spune și mie un TNP, vă rog. Hai să mă adbat tot. 503. Încur. 07 07 14 14 58 58 69 69, bun. Ăsta-i. Hai că ăsta-i. E pe bune sau l-ai zis la brăjară? Păi pe bune al meu, ce? Păi cum să-mi dea un cine pe fals? Ești nebun la păi te l-ai vedat așa. Nu, că m-am uitat și acolo pe buletin. Deci nu ne tragem de șireturi. Noi, Doamne ferește, nu ne trecem, suntem băie serioși. Aici, nu suntem noi oameni serioși, mă? Băi, ai ce spune, nu suntem noi oameni serioși? Da, mă? Da, Noi suntem, mă. Noi suntem. Băi, tu te sproși, rău, tot. Zi. Semnați aici, în stânga sus și în dreapta jos. Aici. Și... Sper că nu e vreo șustă pe aici, la mijloc, nu? Ce vreți să insinuați? Nu știu, vreau să semnez gata. Aha, vezi. Gata, e ok, nu mai am. Sigur, această foaie rămâne la dumneavoastră și eu asta rămâne la mine. What? O să fac o copie și după mea și... prin poștă. Ok. Ca să fie totul în regulă. A, s-a dat bonus! Colegul, dă și tu cheile la... Chat, s-a dat bonus, dacă n-ați intrat pe server, vedeți ce se întâmplă. S-au făcut 100 de player, de-aia s-au dat bani. Nu știam de ce au venit bani. Mamă! Magazinul este mai încolo. Okay. Aveți un magazin de haine pe stânga. Vreau să vă întreb ceva bun. Aveți. Foarte important. În momentul ăsta sunt pârlit. Poftiți, domne. Ce sunteți? Pârlit. Da, puțin, două secunde. Continuați. Domne, știți cum se prăjește porcul? Așa e și el. Ne băgăm gura în... Ce s-a întâmplat, mă? Așa, domne, deci. Deci vă dau cheile? De la casă, normal. Da, mie, dați-mi ele mie. Nu, dă-le lui băiatul care. La mine. Păi ce, eu sunt maică sa. Eu am semnat. El a semnat, el trebuie să primească cheile. Păi mie, dăm cheile. Aia vă înțelegeți. Bine. Înainte să plecați, vedeți că voiam să vorbesc ceva important cu voi. Noi suntem noi pe aici prin oraș, voiam să vă întreb, mașini pe aici, un dealer ca lumea, am nevoie și eu de o mașină. Da, am eu un băiat la reprezentanță, dacă vreți îl sun și vorbesc. Bun, să vedem bun, ce. Sună. Ce mașini vrei mai tu, bă, să-ți mașini, ești nebun. Eu? Stai să mă duc să buzunar, las eu actele și numai scame am buzunar. Du-te, uite. Sunt de scame. Mamă, frate, vezi că e mișto. Deci vrei să sună acum, mergeți acum sau da, sună și spunem care trebuie. Că vrem acum, gen astăzi, vreau să ne duc astăzi. Sigur, vorbesc să văd dacă este acolo și imediat vă anunț. Mergem să ne luăm o mașină. Haide! Păcălim o mașină. Păcălim o mașină, chat. Păi zice foarte bine. Mă bucur că ați cumpărat. Hai vine pe cu mine. Sunteți vegan sau nevegan? Nevegan. Adică mănânc orice. Cum ți se pare casa? Ce am aici mică, uite, îmi place brocoli. Pă mie chiar îmi place cum arată. Pare liniștită. Și mie. E decent așa temporar cât așa. Vedeți că asta e o casă temporară ca idee.
Păi e special adăugată ca temporară. Adăugată fix înainte să dăm drumul la live de nebunie. Nu? Cum? Puteri pe canapea, nu? Da, da, da. Eu aici dorm. Noi doi aici dormim, restul se descurcă. Eu aici dorm eu. Sunt frumos eu. Adică fără mine sau cum? Îmi spuneți când terminați. Dai, 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 că-i tu pe... Ce faceți, mă, voi bateți? Nu ne-am terminat. Hai, hai, hai. Ai sunat la dealer? Da, este acolo dacă doriți să urmezi și mergem la dânsul. Ok, imediat, două secunde să mă uit prin zonă care-i treaba. Se mai poate aștepta? Ok. Vreau să mă asigur de zonă, frate. Frate, l-am văzut pe... Am văzut mașina lui Justice sau mi s-a părut? Pe bune acum. Mamă, ce credeam că asta era. Mă, ce admin, mi s-a părut sau nu mi s-a părut? Nu știu. Mă, dar uitați-vă, frate, ce meniu are. Deci nici n-apuc să vă explic, imposibil, guys, să vă explic. Eu ce mai bine intrați pe server și vedeți câte chestii are serverul ăsta. Pentru că din start când o să intrați pe serverul o să vedeți cât de schimbat e față de toate serverele care sunt în mod normal. Este efectiv pe modelul făcut de Grand RP. Și o să vedeți când intrați la ce mă refer. Și cei care v-ați uitat la episoadele când Marisol a fost în America, alea, acea miniserie, cred că de 2-3 episoade cât a fost, a fost Caterinca. E în genul ăsta, vrea serverul ăsta să ajungă. Și e pe drumul cel bun, după părerea mea. Uite, câte chestii avem aici, ATM, casual, pot să le pun delete props, movement, cu movement, cu loop, ia uite, să fiu angry, da, handshake, hug, uite, hug other, perfect, și asta trebuie să dau așa, aha, și uite, scrie și de destul cum ar trebui să scriu, hug other, ok, gata, hai să mergem, mămică, veniți cu noi sau haide, urmați, vă urmăm că avem o mașină, dar mașina asta nu prea e a noastră și s-ar putea să dispară, e a noastră, e a noastră. E așa, e a noastră. E pe așa, e, nu e. Nici nu este business-ul meu, deci. Nu asta... aveți dumneavoastră treabă cu e mașina, oricum, nu? Sigur, urmați-ne și. A, așa ziceam și eu. Mergem la reprezentanță. Bibi, Bibi, stai, stai, vreau să te iau în brațe. A, cum adică, aoleu? Păi nu dau să mă rog de tămăiau, du-te mă de aici. Mă ia cu aoleu. Aoleu, să te iau în brațe. Aoleu. La șorul. Stai. Poți să văd dacă merge. Pe ce? Nu știe pe ce apasă. Nu merge, Vezi? Ia de acolo sus, că ai mai multe. Sigur, care? Intrăm prin spate, da? F5. Unde ai loc? Front, slap, head, butt, baseball. Nu vrei să luăm noi prin spate acolo, acolo? Tu o iei, eu merg, băi. Bine, hai, că deja te înveți. Se vede că nu se știe, pentru că are animații super mișto, tot la fel, unică. Ia dăm și mie ceva, dăm și mie să mă îmbrășesc, că vreau să... Cum trecu sau? Nu știu să dau, să mor dacă știu. Dă-i pe aia, dă doi oameni din stânga. Apasă F5 și doi oameni în stânga și dă-i pe Hagadar. Ia. Stai. Am găsit gata. Mă, dacă te-ai cu bezea. Ia să Tesla, vreau acum să mergem să vedem. Ia. Merge? Hai că bine. Hai că ești bine. Ești bine la vârsta ta, sincer, hai. Măcar am găsit, dar nu mai îmi da bubii. Urcă, urcă. Puteam explica ca la cei mai deștepți. Deci, hai retat. Mă, dar ăștia au aceeași mașină ca a noastră? Te-a copiat. Avem, bă, mulți rău de tot. Ca idee. Mamă. Bă. Da. Zumi. Aoleo. Stai puțin să... Ce-și aud? Cu metrei. Stai puțin să se anunțăm și pe... Bă. Trage pe dreapta puțin. Trage-mă pe dreapta. Pe dreapta moto. Stai puțin, fiți antena acum. Stați puțin două care secunde, mi-a murit câinele și trebuie să dau un telefon, stați puțin. Mi-a murit câinele, un cavaș. Aro. Da, alu. Aro. Bă, e prezent. Ia, stai. Ia, accepta aici. Iată. Ia, primește-mă. Asta? Ia. Da. Wow. Rău de tot. Ești bine rău de tot. Știu, nu? Păi am prins așa drag de tine, gata. Ai, ce drăguț, hai du-te acolo că trebuie să-i dau un telefon lui Zumi.
poate, mă înșel. Eu cu zoomii sau ce? Poate mă înșel, au eu ce apucat. Păi nebună. Păi nebunit. Uite-te ce ai sub tine și după aceea să mai spui asta odată. Da, telefon, da. Zoomii. Asta vreau să văd. Ia să vedem. Nu prea, e cam ocupată zoomii. Da? Alo, bună, ce faci? Stai, că nu au nimic, ca două secunde. Mă auzi? Ai ceva. Mă auzi? Da, gata, gata, te aud. Bun, bun. Vreau să te anunț că noi am cam plecat din oraș. Și vreau să te anunț care e orașul, dacă vrei să vii astăzi pe la noi. Aoleu, dar de ce ați plecat? Eh, datorii în principal, ce să facem? E, îți explic mai, sau ai când nu datorii. Îți explic când vii. Vii? Habus. Noi suntem aici, sunt eu, Bibi, Bezea, Miruna. Bine, hai că... Uite cum facem. Iei avionul și în 20 de minute, 30 de minute... Păi tata, avionul ca avionul, dar nu știu unde ești. Eu o să mă sun când ajungi, ok? Mă sun când ajungi. Trebuie să... Avionul ăsta nu merge după... Nu merge că îi zic eu, avionul e dumă unde-i frate meu. Wow, wow. Păi nu știu, vezi și tu, vezi dacă prinzi un avion acum, dacă te duci repede, repede jur. Vezi și tu care e treaba, trebuie să păcălești. Hai repede. Că mă duc acum la... Eu cum am treaba acum? Și zic, auziți, am un frate acolo, undeva în... Deci, îi spui că... orașul Arcade, așa. Ok? Orașul Arcade, a, vrei... Așa, da, asta vreau să aud. Mamă, mulțumesc, hai că vin. Hai, ceau, ceau. Ok, bine, hai, ceau. Pa. Hai că a făcut-o să vină. Hai. Mai înșelat? A, ai făcut să vină? Bine. Am făcut-o să vină pe Zoom, nu știu bine, ce bine. Visezi tu acolo în căpșurul ăla tău. N-ai, poate n-ai făcut-o. Hello. Mai durează sau? E, câinele e ok. Nu a murit. Și-a dat respawn. Ce-a făcut? Nimic. Ce-a reboot? Și-a dat revive. Reboot, mă. Reboot ale. Bă, adevărat, dar vreau să-mi iau o mașină și mie chiar acum. Ai bani? Sper. Și eu am bani. Și visul meu e să-mi iau o Tesla. Hai mă, că-mi iau și o mașină, că și eu am bani. Bine. Bine? Wow. Mamă, deci guys, gândiți-vă că pe server aici o să vină toate personajele care, din păcate, nu mai puteau veni pe Oanta pentru că aveau probleme. Acum o să poată să vină și o să fie super mișto pentru că o să mai revină personaje vechi. Da, e bine dus. Stai două secunde. Oh my god. Mă auzi? Da, te aud. Nu pot să cred că așa sună telefonul. What? Zici că îmi sună capul, ești nebun. Alo, tu mă auzi? Da, eu te aud. Bine, fii atent. Nu știu cum facem, dar vreau bani. Că știi cât costă biletul ăsta? Ți dau când ne vedem. Jur. 200 de lei. 200 de lei. 200 de lei. 200. Aoleu. 1200. A, 1200? A, 1200. Cum la tine în oraș, măi nebunule? A. Haide mă că vii, vino aici că te descurci. Îmi spui când ajungi. Bine, la... Da. Când aterizezi, mă suni, da? Da, da. Eu am oricum întrebat acum cu racheta, nu cu avionul. Bă, auzi, cu racheta? Ce? Unde te duci, bă, pe Marte? Elon Musk, tu ești? Nu, mă, nu. Vreau să vin mai repede. Cum adică? Mă duceți în oraș, spun, vreau și ți-ai luat la compania aeriană SpaceX sau care trebuie? Da, da. Bine, hai, 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 că... Auleu, stai, stai, că-mi zici să închid, să închid telefon. Hai, te pupa, pa. Ok, ceau. Aute-le. Acolo e dealer-ul? Da, acolo okay. În față. Ok, vede cum e colții, ok. Hai mă, dai numărul. Îți dau eu numărul meu? Mhm. Stai puțin, că trebuie să... Hau, miau.
O secundă. Bun, vezi că, cred că au mașini șmechere aici. Ia stai puțin. Hai că parchez aici în spate. Mamă, dar lunecă. Zici că e nebună, rău, dar tot mașina asta. Tăte, băi! Mamă, să moară, băieți. Bun. O parcare corectă. Hai, bă! Ne poate. Salut, Tigre, salut. Aici să trăiți. Dumneavoastră sunteți cu mașini, aveți mașini frumoase? Cu mașinile, da. Hai că mă, da, poți să dau un ochi pe catalog să văd care e treaba? Da, cum să nu. Ok. Nu. Eu vreau un Mercedes CLS 2015. Aveți? Vedeți acolo la colegul că el are toată lista, el se ocupă cu... Da, dar nu prea am bani. Opa. Eu când v-am spus că seamănă exact ca un Grand Rapid, vedeți chestia asta aici cu mașina asta? Băi, exact în tema aia, dar nu e ca aia, știi? Că practic aici pe 5M acolo era pe Rage MP, știi? Aici e pe 5M. Mamă, uite cât de mișto arată. N-a părere. Ce zice chat? BMW-ul ăsta. Cuvintele tale. Oh my god. Poți să-mi iau BMW-ul ăsta? Dar e coupe. Nu vreau coupe. Nu, 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 dar mi-e place aia. Tesla? Era Tesla? Noi vă informam că sunt niște mașini expuse. Aaaaaa! Stai puțin, ce-am văzut aici? Lângă celelalte mai sunt câteva mașini. Eu acum am văzut Tesla. Aveți Tesla? Mamă! Stați că m-ați omorât! M-am mudat! Mamă, deci aveți Model S, Model X? Dar dacă nu, nu-mi spuneți că n-aveți Model 3. Model 3, avem, domnule. Da, o să vină mâine pe stoc. Mâine? Da. Mâine, rezervați-mi vă rog o mașină de aia că vreau să o văd neapărat. Mâine ce vin, mâine, mă jur că vin aici și iau, puțin. Dacă e mișto mașina. Asociația vină. Ia notează și tu pentru domn să păstrăm o mașină. Ce mașină ați dorit? Deci dorit? Model 3 de... Lamborghini? Nu, Lamborghini, puteași. Model 3 aveți? Model 3? Mâine vine. Lamborghini, da, Lamborghini, Model 3 aveți? Model 3. Așa, pe ce nume că v-am uitat. Deci Mariusel Scott, rezervați acolo un la test drive, rezervați un Model 3. Vin mâine, mă jur că vin mâine și vi-l cumpăr dacă e mișto. Am și luat un prieten și vreau și eu să-mi iau acum. Mamă, dar vezi că vreau să... Poți să testezi și eu asta Model X-ul, poate îmi place Model X-ul. Da, stai asta, să mut range-ul ăla. Că și ăla trebuie reparat. Voi vedeți ce avem aici? Voi vedeți și aici? Urcați-vă în mașină, vedeți interiorul. Ok. Dați ok și vă spune imediat cum puteți pleca. Ma. Ok. Are televizor pe mijloc, ești nebun? A, uite. Poți să dau o tură? Unde vă dau actele? Mamă. Imediat să... M-a sunat mamă. Mamă. Păi nu, că o să se urce asociatul meu cu... A, se urcă cu mine? Am înțeles. Da, în dreapta. Credeam că merge să eventualitate. Mă... Aha, în orice eventualitate. Nu, da, nu, avem nu lăsa singur că el fuge cu mașina. Nu, oricum nu lăsa singur și n-ar fi primul. Wow! Să te urci wow, dude. În dreapta. Să te urci tu cu domnul în dreapta. Eu mai prezinți mașina, wow. Cai și ce mai este nevoie. Amelmos. Ia aici-ți, domne. Mamă, vezi că e ok. Eliberați și voi. Să treacă cu mașina. Asta e asta care e... printre cele mai bune de la Tesla, nu? Da, cum să nu, 4 motoare pentru fiecare roată. Pentru fiecare roată în parte. Voi ați nebunit? 4 motoare la fiecare roată? Da, cum să nu. Bă, naibii mașină. Bă, ești nebun? 4 motoare la fiecare roată? What? Păi și... E 4x4, presupun. Da, ți-am. Mamă, dar... dar văd că se mișcă ceva în spate. După cum ați văzut în oglinda retrovizoare, avem eleron. Mamă, mișcă eleron. Bine, mă, bine. La viteză mare se ridică pentru a crește forța de frânare. E bine. Dar nu știu, pentru mine SUV-ul e prea mare așa, nu știu.
E, nu e genul meu, dar ta să văd. Vreau să pot să mă urc pe autostradă să văd cum e? Da, cum să nu. S-a spus în 2 secunde. O mașină pentru familie. Mă, poți să jur că am văzut BMW-ul sau nu l-am văzut? Mă, ce abis? Am vedenii? Am vedenii? Am văzut BMW-ul cum a trecut? S-o iau pe asta? Nu, iau cea. Că e... Hai să facem un zerus. Hai să puțin, domne, că vreau să văd cum funcționează mașina asta. Dar cum să nu? Ar trebui să facă cât 0-100? Nu, m-am uitat, sincer, să fiu în fișa tehnică. Să vă spun exact. Ok, atunci testăm noi acum, să vedem. Cum sunteți primul care... Da, puțin, mă scuzeați, dar mă sună telefonul. Nu e nicio problemă. Cum se aude? Alo. Alo. Ești? Eu fac test drive la Model X. A, nu zău. Ai bani de Model X? Nu cred că am bani, da? Adică am bani, dar vreau să mă gândesc dacă merită pentru mine. Hai că te las, vorbim după. Mă auzi asta bine, eu. Ciao. Așa, cât era mașina asta? Încă nu m-am hotărât la un preț, nu... N-am pus-o încă la catalog. Da, să puțin să cer. Deci 3, 2, 1 și... Mamă! Vezi că prinde bine. Bă, prinde realist, adică pe bune chiar e prinde realist. E destul de agilă pentru un SUV. Bă, da! E destul de bine. E destul de bine, ce pot să spun. Adică chiar... Chiar e bine, se descurcă bine. Nu știu, s-a auzit niște sunete ciudate la roata de spate stânga, dar nu știu ce se întâmplă. Verificăm că ne dăm jos. Da, 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 e ok. Am pălit-o un pic, dar las că nu e. N-am lovit nimic aceea, stați cu minți că n-ați văzut nimica, ok? Rămâne secretul nostru. E ok. Mamă, dacă se mai dau mesaje de alea pe chat, aia criza. Iată, Audi R7 e ieftin și foarte rapid și are 4 locuri. No, chat, o să ne luăm data viitoare. Vedem ce ne luăm. Wow. E mișto, place. Man. V-am zis că o să urmeze să vină și Model 3 și atunci când o să vină. Vă anunț. Revin mâine și testez mai multe mașini să văd care îmi plac. Da, da, da. Mamă, ce-i mașina asta? Ești nebun? Asta e electrică, este? Da, da, da. Nu pot să cred. Nu pot să cred că aveți Renault Twizy. What? Uite că știam că e Twizy, vedeți? Frate, asta e una dintre cele mai ieftine mașini electrice. Și deja mă sună cineva. Oh, salut, bună. La. Ce faci? Care e treaba? Uite, am ajuns. Oh, am dat o mașină. Vezi că ai fost direct cu racheta, ești nebun. Ai luat mașină? Da, una pe stradă, da. Nu, 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 stai acolo la aeroport că vin eu să te iau. Stai la aeroport. Auleu, auleu. Stai la... că acum trebuie să mă întorc, mamă. Auleu. Tu fura mașini, ce te învăță pe tine să furi? Mă, dar știi ce mașină e mișto? Asta e un BMW de la tank. Cu turbo. Cu turbo? Bine, atunci stai cu el la aeroport. Stai cu el la aeroport și vine și noi acolo, da? Ca să ne întâlnim. Bine. Hai, ceau. Asta fură, mă. Cine a învățat-o, mă, pe asta să fure? Se vede că e iubita lui Bezea. Bă... Unde e Bezea? Discutabil și asta. În mașină negră. Mamă! Bezea se întâlnește cu Zumi. Unde-i? Unde-i Bezea? Care-i Bezea, mă? Uite, în mașină negră, chiorule. Mercedesul ăla? Da. Bă, tu ți-ai luat Mercedes? Da. Nici nu te văd. E legal să ai așa? E legal să ai foliile astea pe față? Nu, sunt omologate. Cum e, trebuie, nu te vezi deloc din mașina asta. Nu are mine. Da, bagă și tu. Mamă, ți-ai luat CLS? CLS 63. Ia stai să văd și eu cum e.
Aaa, m-a dezamăgit. Stai puțin. Da? Tu mă auzi? Eu te aud. Am o mică mare problemă. Ce s-a întâmplat? Am coborât să scot niște bani și mi-a luat top 1. Ți-a luat unul mașina? Da, bine, mi-a luat mașina. Și pe mine de la stadion, te rog. Bine. Hai, ciao. Ok, mulțumesc. De la stadion? Da, e ceva, stadion, raliu, ce-o fi ăsta? Nu pot să cred că... Deci ești la stadion. Fame or shame. Ah, ok, deci ești la fame or shame. Deci ești la stadionul din oraș, da? Sunt aici. Dar ce plante sunt pe aici, mamă. Bine. Hai că mă duc. Hai da, te aștept. Păi, tata. Băi, Bezea... Bezea, tu nu vii cu noi? Te ții după noi? Mhm. Bine, hai, ține-te după noi. Mergem să o luăm pe Zumi, da? E la stadion, hai. Ne vedem cu Zumi. Neinteresant. Neinteresant? Bine, hai, cât de rezolvăm, mă rezolvăm, mamă, acum, să vedeți acum circ, mă. Bezea se întâlnește cu Zumi, să vedeți acum circ. E, direct pe două locuri de handicapați, parcă e, că așa îmi place. Se vede că e capăt de handicapați. Pe două locuri de handicapați, că așa îmi place mie. Nu mă dau jos. Hai, Bezea. Bă, stai aici puțin. Hai, mă, să vorbesc cu Zumi. Zumi, unde-i Zumi? Opa. Băi, chiar te-ai făcut bine. Ce pot să zic? Mamă, ce... Bă, dar ce jur de mișto ai în picioare. Norișor, care-i treaba cu Norișor? Ai vorbit ceva cu Norișor? Ce să vorbesc? Norișor. Ce? Am mai vorbit cu el, da, într-adevăr, am mai vorbit. Nore, după ce? Dar tu sigur n-ai... Tu nu ești împreună cu Bezea? Poftim? Tu nu ești împreună cu Bezea? Ba da, da. Am păstrăm legătura. Am auzit că îl înșeli. Nu. Nu? Ok. Suferă. Nu, ok. Nu îl înșeli. Se tai pe vene cu Zumi. Am mers numai la un film cu... Nu mai mănâncă nimic din cauza. Zumi, uite la mine. Da. Treaba e destul de complicată. Nu spune că vă... că... Ce ați vorbit, mă? Ce-ați combinațiile? Ce vrei să... Tu... Ia spune-mi tu o chestie. Spune-mi, te rog frumos, că nu ați vorbit prostii și ați spus că, vai, Doamne, m-am sărutat cu el, că, vai, Doamne, m-am culcat cu Norișor, că nu știu ce și toate astea, pentru că nu e adevărat! Vii cu mine, ușor, și discutăm cu el, da? Da? Vino cu mine și să discutăm cu el, hai. Mamă, dar e cam... Nu prea cred că e moment bun, dar hai că mă pun eu. Ma! A rezolvat și stâlpul ăla. A rezolvat și stâlpul ăsta, boss. E mașină nouă. Sper că pasă. E mașină nouă, frate. Cred, nu știu. Se repară. Dă-te jos puțin. Stau bine. Hai, mă, Bezea, ieși din mașină. Ce vrei, mă? Hai, deja mai aici. Bună, Bezea. Ieși din mașină, Bezea, că așa nu... Bezea. Mă aude cine... A, nu vorbeați. Bezea. Șaci. Ieși din mașină, Bezea. De ce? Corect, ieși din mașină. Bezea, ieși din mașină, că nu te vezi. Ai, ieși, că spar geamurile. Ce faci, Bezea? Bine. Păi vorbești cu mine față în față, nu în spate. Păi vorbesc. Sunt față. Ce ai? Altă întrebare? Nu, ce ai? Ce pus am? Păi nu știu, depinde. Ce ți-au băgat oamenii ăștia în cap? Mi-au băgat nimic în cap. Da? Nu. Nu mi-a băgat nimic în cap. Ce? Eu să spun supărat niciodată, what the fuck? Nimic. Ce ai să luați aici, nu? Ha? Ha? Ce ai? Ce te-au zis băieții? Și fetele? Ce ai făcut, de fapt? Ce-am făcut? Chiar îți curioase. Păi nu știi ce ai făcut sau? Ba eu știu, dar acum depinde cum o interpretezi tu. Hai, zi, ce-am făcut? Nici nu-mi pasă, sincer.
Păi, îți pasă dacă ai băgat la suflet ca... ca bezeaua. De ce, de ce nu ești cu Noris acum? Poftiu? De ce, de ce nu ești cu Noris acum? Aoleo, aoleo. Ține-mă, 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 ține-mă! Bibi! Bibi! Unde-i Bibi? N-am înțeles ce-ai zis. Îmi bagi o grămadă vrăjeală acum, pe lângă faptul că... Nu-ți bag vrăjeală, chiar fiecare seară, fiecare seară dispare pe lângă asta. Sau mă, te duci cu el la film, deși nu stai cu el. A, vrei să-ți explic toată povestea? Ce poveste? Stai cu el? Vrei să zic, nu, lasă-mă puțin, vrei să zic toată povestea? Ca să zici, ca să nu mai zici că fug de acasă să mă fac cu norișor? Păi bun, dar acum hai să-ți spun și varianta pe care tu nu o vezi și tu vezi noi partea ta de bărbat. În care tu vezi că fata te înșală sau toate astea. Tu cam asta faci? Nu. Ba. Nu. Tu ai auzit, tu ai auzit de prietenie? Cu avansuri? Nu. E, nu. Nu mă enerva. Tu ai auzit de prietenie? Unul la mână. În seara în care eu am dispărut, de fapt m-a sunat, da? M-a sunat și mi-a zis că, că hai să ne vedem. După ce ne-am văzut, el a zis că nu poate să doarmă. La fel și eu nu puteam să dorm. Bun, ne-am văzut acolo și apoi mi-a dat și vestea că i-a murit tatăl. A? Și eu am rămas că mai stat încă nu știu câte seri. În momentul în care eu am dispărut atunci a, și te-ai gândit că, vai, Doamne, dar ce face? Și tot așa. Știi ce făcea? Încerca să-l fac mai, să se simtă mai bine, pentru că eu nu cred că ai fi la stilul că mamă, dar știi ceva? Chiar nu mă interesează că i-a murit. Chiar nu mă interesează că i-a murit. Bă, mai bine stau așa, ca prostul, știi? Nu mai. I-a murit tatăl. I-a murit fucking tatăl. Nu pasă, i-am și zis că nu-mi pasă. Bă, eu fac că nu-ți pasă, dar dacă erai tu în locul lui, nu doreai pe cineva acolo, un prieten, oricine. Să te ai singur și plângeai? Eu aștept să fii tu acolo, dar văd că ești cu el, nu să fii cu mine. Păi bun, tare, nu? Dar în primul rând nu ți-a murit nimeni până acum, a? Sau nu știu eu. Dacă nu dați parte în parte, degeaba. Te bat. Asta e primul motiv pentru care am dispărut atunci, da? Păi dispare de tot cu el. Păi nu dispar de... Păi, nu dispar de tot. Pentru că după, după faza aia, știi care e chestia? La un moment dat, da, într-adevăr, am zis că hai să păstrăm prietenia. Pentru că, până la urmă, suntem oameni. Putem să păstrăm și relații de prietenie. Dar relația, relația cu tine este altă relație. În primul rând, sunt însărcinată cu un copil care îți aparține ție și doar ție, da? Și nu prea cred că este ok să mă duc să stau cu altcineva și apoi să-i mint copilul în, în viitor. A, tu ai doi tați, mă, eu. Nu, nu funcționează așa. Adu niște popcorn. A, tu erai în mașină? Asta, ce pără mea? Și încă o chestie. Păi, mă dor. O chestie. Mi-a zis la un moment dat, că alegi odată pe cineva. Și am zis, i-am zis atunci pe față, că... Nu știu cum să-ți explic. Așa mi-a zis și mie prima oară când am venit, că ce, că ai făcut nu știu ce, că ai crezut că am murit, bla bla bla, și că o să stai cu mine și că nu știu ce. Și după aia ai înțeles. Dispare fiecare sarcură. A, mă, ce am înțeles. Și acum când stai acasă, face același lucru. Băi, ia, stai tu, mă puțin. Aoleu! Mamă! Tu vrei să fac avort, vrei să dispar drag singură în pacea mea? Chiar îți doresc chestia asta după ce ți-am spus că te-am ales pe tine și l-am lăsat pe el și am păstrat. Păi da, zi-mi odată ce vrei să fac, vrei să dispar? Marisel. Acum a scos ochii care oră, băi, ținea crezi că o să fie așa aici. Nu, eu scoții ochii, pentru că tu ești el încăpățânat acum. Eu încerc să te explic că doar am păstrat relația de prietenie și numai tu ai rămas acum. Toți banii pe Zoom, și eu toți banii pe Zoom. Ce ok? Am înțeles, gata. Ce ai înțeles? N-ai înțeles nimica, că tu stai în orgoliu tău de prost. Pentru că ești prost, de aia. Și pentru că tu în momentul de față, după ce că ți explic frumos anumite chestii, că doar este o relație de prietenie, iar tu ești gelos, iar tu ești gelos, tu nu, o ții pe a ta, că ești tu gelosul bărbatului. Păi m-am înțeles, gata. Ce ai înțeles? Ce ai zis tu? Ce am zis eu? Ce ai înțeles, bă, bucava? Ce ai zis? Ce am zis eu? De ce dai? Ce am zis eu? Zi-mă, vrei să fii tată, da sau nu? Eu pun toți banii pe Zoom, clar, ești nimic. Păi da. Zi odată. Ce ai zis? Marius, îmi scapă pumnul în tine. Zi odată! Vrei să fii tată sau nu?
Mamă, coaie. Și tu? Ia zi, cum ne socolă? Pe tine. Și tu ai fost ales. Bă, pe zea, eu zic că de zea e clar, adică pe zea, pe bune. Pe zea, calmează-te, ai văzut tu, dacă nu... A fost destul de clar, eu zic. Nu știu de tine, eu zic că a fost destul de clar. Bă, da, am și o întrebare pentru voi toți. Yeah. Bă, dar nu vă place să vă protejați, mă, că ies copii ăștia pe bandă rulantă. Dar eu nu ziceam, cine ai zis că nu-mi doream un copil, dar mă rog. Da? Hmm? Tu știi mămică de ea, poate i-aș... Eu nu înțeleg, vrei să fac și un copil? Nu, nu, hai să hai să ne calmăm, mămică, că te stai super și la plural la rând, trebuie să găsim un casă, aoleu, doamne, câte chestii trebuie să facem pentru copilul la mic de acolo, de la Bibi, aoleu. Un nume, un, ce să aflăm și ce sex e și toate nebunile. Mamă. De ce ai înțeles? Gata, că deja... Păi dai mă... Gata, mă, calmați-vă. Calmați-vă, hopa! Ia uite ce... Hopa! Hopa! Stați, culcați, ce aveți? Bă, mă, dar vedeți și mișto se vede aici? Vezi să rămâi aici? Ce tare! A, spălăc. Deci, haideți, mă, că eu trebuie să mă culc. Mă, gata, mergem imediat. Bă, de nu mă culc mașina aia și fug cu ea, în lume o duc. Nu, mergem acum acasă. Tu! Nu, tu zici ce-i interes. Zumi, vii la mine mai... Oooo, brrrr, gata, că nu-ți bezea. Ce ai? Calmează-te, ce ai? Îmi cer scuze, n-am vrut să dau în tine, doar că am ratat-o. We don't have a car, what the fuck, Romania? Where, I'm under the water. Where my, my car? My car got stolen. Auzi, băiatu? Ce stai aici? Băi, tu nu strâmba. Da, mă ignor. Oh. Mașina mea, ești nebun. S-a speriat omul, ești nebun. Mașina mea, ești nebun. Mi-a plăcut, bă, mi-a plăcut, avem și mașină, ești clar. Am arisel. A, oricând. Intrăm o BZ, facem că... Haideți, bă, pe server, că primul episod și deja suntem 135 de player, ești nebun. Bine, tată. Ești serverul pronto. Este deschis la începutul anului acesta, deci e foarte nou serverul și după cum vedeți o duce foarte bine. Și o să o ducă din ce în ce mai bine, sunt cu siguranță, pentru că are chestii super mișto. Lasă-mă, mă rog, femeie, de ce ești tu la volan? Stop, nu, trage pe dreapta, nu, trage pe dreapta, că eu cred că ești tu la... Nu, culc, băi, stai pe loc, băi băiatule, stai pe loc, că murim, așa ce... Am permis, lasă-o. Ce ai permis, mă, la pufuleț? Unde e? Mamă, spart. Unde mergem? Acasă? Nu, păi interzis cum ai luat-o tu acum. Eu iau după bezea. Mamă, face și altul, mă. Păi evident. Doamne, femeie, mă omori. Nu, morim împreună. Ce tare. Ce dragă. Un moment romantic un pic. Bă. Da, ușor. Ține de volan. Păi da, eu să țin sau tu? Cu tine, cu mine. A, țin-o cu tine. Ia uite. Iar ăsta? Ce face ăsta? Da, aici nu mai știu. Te-am lăsat. Te-am adus acasă, acum dăm bani. Aoleu, bună ziua. Hai, salut, vezi că da, stai, pe tu că vorbim. M-a trimis domnul Justin să vă mai aduc un cadou micuț, această mașină. Băi, gras. Pentru niște senzații extreme pe munte. What the fuck? Ce pot să zic, decât că îi vreau numărul. Acum îmi dai numărul? Da. Momentan nu-l avem. Cum adică momentan nu-l avem? Măi, la mișto? Am zis să văd numărul. Momentan nu-l avem. Bibi, du-te în casă acum. Du-te în casă, Bibi. Mă auzi? Acum îmi dai numărul. Ma, băieți. Brrr. Stați puțin, băieți. Mamă, dar vezi ce mișto animație, cum se ridică mâinile? De cine pușești acolo la stadionul ăla? Ce-am făcut? Eu? Lovi pe unul, de-al meu. Să moară ce-am pe house!
Să moară ce am pe house, dar m-a omorât-o pe cineva sau am dat în cineva. Bă, tu știi cât costă mașina aia? Tu știi cât costă mașina aia? Bă! De ce te-ai bucurit pe mine? Și, că-s doar unul. S doar unul. Bă, siciliană, băieți. Bă, stai, mă, puțin. Stai, că siciliană dacă e. Puiuleț. Bă, stai, mă, că-i copil, mă. Cum e, trebuie sunt unul singur. Am și eu 14 ani. Hai, că am 14 ani. Lasă-mă, care 14 ani, lasă-mă. Atunci cum dracului conduci? Asta e o poveste pentru mai târziu. Și așa poliția e vai de capul lor. Măcar avem poliție în oraș? Nu știu, întrebare bună. Hai că suntem băieți finustul ăsta. Hai mă, lasă mare 14. Nu, dar nu v-am întrebat, sincer. Am COVID. Aolo, măștii, lăsă-ți băieții. Lasă că avem măștii. Noi suntem imuni deja. Spuneți-mi de ce ați venit. Sunteți fani? Cu ce viză voi? Reparația, băi, cine plătește reparația? Reparația la Brabus cine mi-o dă? Care Brabus? Și-o repar singur, că și așa ai bani. Mă, tu ai dat în care... Nu dă mai nimeni, mă. Uite, mașina în gărăge. Trebuie să mă bată mama la... Bă, băieți, noi nu cunoaștem, n-am văzut nimica. Dacă... O să sun la poliție dacă... Mă amenințați. Serios? Hai, noi opineam. Ia, sună. O să sun, dar când o să am cartela. Momentan nu am cartela, așa că... Mă rog. Hai, sunăm noi la poliție. Hai, că da. Hai, mă, că sunăm noi. Vrei să vezi că vine poliția? Hai, că avem noi, că am eu cartela. Ia, hai. Ia, ce. Am eu cartela, frate. Vrei să țară că vine poliția, încă și-mi ce să rămână? Ia, hai, că ne plictisești deja. Și tu, bă, am nevoie dura de... Asta ia, uite, poliție! Băieți, haideți, mergem să dăm la poliție! Dați-mă voi, băi, că vă culc aia până la două! Cine mă ce? Plimbați până nu șterg cu voi pe jos! Bă, trebuia să lăsați mare 14 ani! Clar, că fuiec, băi, nebun! Bă, ți-mi puși pe ăștia! Ce să culci, eu gândesc și puința, băi! Și vorbesc la lucru! Ți-mi puși? Nu! Băi, frate! Băi, frate, nu chemăm poliția! Băi, nici pâine. Du-te, mă! Ieși acasă. M-au și muzică, gen, like. M-au plictisit ăștia, rău. Mamă. Nu, noroc că nu l-am scos pe Gigel din chiloți. Nu, noroc că nu l-ai scos tu pe Gigel din chiloți? Multă. Ia uite pe Gigel. Mă, n-ai pe Gigel. Ești ok? Da, eu sunt ok. Nu, tu zoomi. Oh, da. Zumi, ești ok? Nu e ok. Vreau un spam pe cea cu sănătos și regramnică. Zumi. Unde stau? Am multă sănătate, Zumi. Nu știu. Hai, ești ok? Nu pare ok. Ești ok? Nu prea. Cum ai citit ăla? Mie puțin, mă simt foarte fierbinte, doar... Este foarte cald. Hai să, uite, camera aia e foarte bună, am auzit că are un PC de gaming goală foarte prostului. Bun. Un PC de gaming. Bă, ești prost? Ăsta e cu PC de gaming, ratat. Scuze. Asta e cu... Așa... Nu mai vorbesc cu tine. Nu e aia. Mea, nu mai vorbesc cu tine. Nu mai asta vorbesc e cu... altceva. Asta e birou, băi. Nu mai vorbesc cu tine. Birou, ca zi iubirea. Ăla e birou. Iubirea mea, vedeți cum o faceți, mă? Vă faceți pe supăratul. Faceți pe supăratul că o să ia după aceea. Doar Marisel pe bune? Ce? Cum se scria? Nu poți să mă ură. Dă-te-i. Ai blocat ușa. Perfect, că torci. Ai auzit? Aia nu era patul care ai zis-o. Eu știu că era pat. Eu știu că nu e pat acolo, eu știu că e un calculator acolo. Păi da, deci ai trebuit să poți dormi într-un calculator? Pentru ca să ne izoleze, să izoleze față de noi. Eu gândesc pentru binele nostru. E adevărat. Bă, da. Trebuie să dormă cu bezea în cameră. Hai, deci îl lasă în patul nostru? Nu! Aaa, nu! Bezea doar pe jos și așa. Cine era oia? Vedeți că live-ul ăsta o să ține mult mai mult, guys, de pe Trovo. Așa că vă țineți-vă cu mult că avem un live lung în seara asta, ok? Avem un live lung în seara asta. Cine era oia? Oia? Niște băieți foarte... Dă unde să știu eu cine sunt, am prima dată când vin în orașul ăsta. Mă, trebuia să mă mamă, dacă mă supăram puțin, mă dezbrăcam și nu știu ce da, sunt. Da, mă, dar tu ești, mă. Le agățăm și femeile. Da, mă, El Chupacabra, tu ești, hai, du-te. Am auzit tine pe de-aia pe la gunoi. Te bat.
Bate-o. Așa, grabit, îți dau o stângă. Bă, vezi că dau soția ta. Bă, nu... Ia, dă-mă, nu știu, bă, bezea, dar astăzi aici că trebuie să te cuști că te-au bătut toate fetele. Hai, du-te. Hai, bezea, du-te, du-te, mă, că te-au bătut toate fetele. Te-au bătut toate fetele azi, hai, du-te. Unde-i mașina? Ce faci? Unde-i mașina, mă? Mașina mea nu e, că nu am la mașină. Asta e ta? Asta e ta? Nu e a mea. Ești acasă, că asta e mașina mea. Asta e mașina mea. Nu! Nu! Bă, zi-lu femeia ta să mă lase. Bă, Bibi. Păi nu vrea să se culce. Draga mea, Bibi. Spune să se culce. Du-te și odihnește-te, spune să se culce. Păi, bă, bălangiule. Trebuie să facă... Am și o întrebare. A. Eu unde dorm? Cu zoomii. Adică pe jos. Zoomii pe jos. Pe calculator aici. O seară bună. Poate nu-i bă, bună. Bă, vezi acum pe bune. Ai o canapea foarte comodă jos. Bă, du-te mă și plimbă-te. Oh! Bibi, tu te-ai în pat. Da, nu vreau. Așteaptă-mă acolo. Nu vreau. Dar de ce? Nu vreau. Dar de ce? Nu vreau. De ce mă superi? Nu te supăr, dar nu vreau. Mă, ce înșală. Nu o să-și pe ăsta. Mă... Bă, bezea, vezi că eu nu sunt zoomii, da? Oi, 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 noapte bună, noapte bună, noapte bună. Bă, a fost urâtă. Noapte bună, noapte bună. Du-te, du-te că ești prea prăjită, haide. Bă, a fost urâtă, bă, a fost urâtă rău, bă. Bă, mai auzi să mi sper că nu te iubesc mult. Bibi, du-te, du-te până nu te, du-te că până mai spui alte prostii, că e de la... Trage-te la burtă. A nebopte, băi, Spider-Man! Bă! Dei, bă, că știu... Am apucături de Spider-Man, ești nebun? Hai, bă, la somn, auzi! Bine, gata! Femeie în călduri. Tu ești femeie în călduri. Nu a spart. Mă nebunii, bă, femeie. Bă, a fost urâtă aia, mă. Bă, nu, bă, bă, nu băgam seama, mă, că pe așa e ea, e, e grafită, înțelegi? Bă, ce mă? Bă, cum e trebuie? Bă, te pleacă, mă, de aici. Hai, mă, viața mea. Ce face? Viața mea. Cred că e greșit pe toată. Viața mea, haide, mă, ce ai? Nu fi trist. În viață trebuie să fii vesel. Ia uite, Bibi, dormi aici, în sufragerie, mă duc ăsta în cameră. Hai, bă, du-te și dormi, adevărat. Uite, bă, da. Bezea, fii antână, dormi pe canapea cel mai bine, hai. Dormi pe canapea și ne vedem dimineața, ok? Mă, dacă... Hai, da, mă, du-te. Somnușor. Hai, du-te, du-te, închid. Somnușor, ale, hai. Da, da, n-ai noapte. Multă iubire, bă. Coai! Bă, dar nu mai înjura, băi! Unde ai învățat să vorbești așa? Unde ai învățat să vorbești așa? Bezea asta, din cauza lui Bezea, mă scrie pe șicat pe jos, o vezi? Ridică-o. Ia bătă mână. Ești proastă de aia. A, da? Bine. Da. Bine. La revive? 1-1-5-7, da. N-aud, n-aud. Ieși. O să mor, dar știu cum să dau revive. Nu știu, dar așa văd. Rămâi, nu mai gata. Dar aici nu poți să stai, băi. Cum nu poți? Hai, bă, la loc, bă, dar tu te-ai învățat la lux. Eu, dar ești prea gras. Hai să nu vorbim despre asta, te rog eu. Hai să nu aducem subiectul gras, că nu... Prea gras. Hai să nu aducem subiectul gras, că dacă... Nu. Hai să nu aducem subiectul gras, te rog. Multe chestii se pot face pe serverul ăsta. E un server cu foarte mult potențial, ăsta este doar primul episod. Așa că eu zic să vă apucați de pe acum dacă vreți să vă apucați de server. Pentru că după aceea nu o să mai prindeți ID mic, pentru că în momentul nu sunt ID-uri destul de micuți. Adică astea sunt ID-uri în momentul de față când filmez eu. Și, na, că obi... Băi, ce fan... Bă! Ce sunt pozițiile astea? Ce sunt astea? Înainte să ne culcăm, duceți-vă neapărat pe Instagram și înscrieți-vă pe
pentru giveaway, ok? Pentru giveaway înscrieți-vă neapărat pe Instagram AndreiRocu2DI, pentru că vreau cât de mulți dintre voi să fie apreciați. Să vedem care e cel mai norocos dintre voi. După 5 ani, împreună cu Achiris, facem un giveaway cu toate aceste periferice. Așa că aveți o grămadă de chestii mișto. Înscrieți-vă neapărat, ok? Vreau să spuneți acolo în comentarii ce părere aveți despre serverul ăsta. După ce intrați pe el, ar fi recomandat, pentru că așa nu prea vă puteți face o idee după episodul ăsta, că nu am arătat multe chestii în care le puteți face. Dar e un server super mișto cu foarte mult potențial. Eu am fost Andrei, sper că v-a plăcut acest episod. O să trebuie să mă bag acum la somn, nu știu unde a fugit Bibi, dar data viitoare avem multe de făcut, ok? Și o să devină treaba din ce în ce mai mișto. Noapte bună. Hai, noapte bună, chat.